spectacol total la GVK, sau mai bine spus la Garuda Visnu, este un loc formidabil, vi-l recomand să-l vizitați, nu numai pentru spectacole pe care le vedeți aici, dar și pentru view-ul impresionant de la restaurant, view-ul senzațional de pe lângă și statuia lui Visnu pe Garuda. Este un loc formidabil pe care eu vi-l recomand să-l trăiți, pentru că vă asigur, în momentul în care decideți să stați până la final de zi, până la apus, lucrurile o iau într-o direcție fantastică, fabuloasă. Nu o să vă pare rău. Așadar, astăzi veți vedea vizita mea în GVK și dansul superb la care am asistat și am fost implicat. Încep un pic mai atipic, sunt în acoperișul hotelului. Salutare, salutare, bine ați venit la un nou video. De această dată o să ajung acolo. Eu sunt în vârful hotelului, sunt la rooftop și pot vedea atracția la care voi ajunge astăzi. La Garuda, acolo voi ajunge, iar acolo este și un restaurant. Poate o să vă arăt și restaurantul, poate o să văd și hotelul de la restaurant. Băi, e tare plăcut să ajungi la o atracție turistică la 15 minute distanță de hotelul tău, dar cred că intrarea pe partea cealaltă. Mi se pare foarte satisfăcător să ai o atracție turistică atât de aproape precum asta. Acesta este locul de unde vă luați biletele, iar după ce luați biletele, ieșiți prin această zonă și după, nu știu, a zis că trebuie să fac dreapta și după intru. E un pic ciudat să iei biletul de aici, după să mai mergi încă nu știu câte sute de metri până la intrare. Nu vi se pare un pic ciudat? Păi mie mi se pare un pic confuz pe aici, pentru că mai sunt alte zone prin care poți să faci dreapta și s-ar putea să nu ajungi la intrare, dar mă, în fine, n-ai cum să o ratezi. Trebuie să fii prea aiurit ca să ratezi. Uitați-vă cât de frumos e prin jur. Iar aici avem statuia cea mare pe care voi ați văzut-o la început. Deci aici avem zeul Vișnu pe pasărea sau vulturul Garuda. Și uite, asta este intrarea. Aici este un teatru cu ceva spectacole, câteva chestii de luat de aici, suveniruri și așa mai departe, și asta este intrarea. Pentru cine se sperie de șarpe, bă, puteți să dați skip la această secvență, dar șarpele mi se pare foarte interesant și foarte lung. Mamă, cât de lung e șarpălăul ăsta. Șarpele! Ce de frumos e! Wow! Chiar mișto rău de tot! Prea am foarte multe lucruri de zis decât de admirat. Numele acestui loc este GVK, Cultural Park. G vine de la Garuda, de la acea pasăre, de la statuia pe care o să vă arăt imediat. Această statuie foarte mare, Garuda. W și K nu mi-aduc aminte pentru că numele e foarte lung și complicat și o să mă refer la acest parc mereu ca GVK. Sau GVK. Luați un minut să citiți ce scrie aici. Se povestește despre zei și alte nebunii. Sunt foarte multe chestii care seamănă cu Biblia, cred eu, deși nu prea sunt eu religios și nu știu prea multe, dar seamănă din lucrurile pe care mi le aduc eu aminte de la ora de religie. Deși sunt foarte multe ficțiuni cu inundații și așa mai departe, dar cam astea sunt poveștile. Ce auziți acum este muzică ambientală de meditație. Foarte multe frecvențe înalte. Iar aceasta este reprezentarea zeului Vișnu sau Visnu, nu știu exact care este pronunțierea corectă. Foarte mare și impunătoare această statuie, iar în background acolo se află statuia Garuda și zeul Vișnu, zeul Vișnu care este pe o pasăre și o să vă arăt imediat.
Dar foarte interesantă statuia și foarte mare. Se spune că această parte a insulei din zona Ungasan, Uluwatu, să spunem, din zona sudică a Bali, suferă, să spunem așa, în ghilimele, de o primăvară eternă. Și că, domne, acest zeu care a venit în această zonă a făcut ca apa să fie cu efecte magice, să aibă tot felul de miracole sau ceva de genul. Asta spune legenda, motivul pentru care acest zeu Vishnu este reprezentat aici și mai ales cu apa, pentru a face cât se poate de clar că apa are efecte tămăduitoare, efecte miraculoase. Se mai spune că acest Lord Vishnu sau zeul Vishnu este sursa înțelepciunii și că prin puterea sa universală face ca apa să aibă efecte de prosperitate și de fertilitate. Vă dați seama ce chestie scrie pe aici. Și așa, ca aspect tehnic, 23 de metri de cupru și alte materiale. Aceasta este compoziția statuii. Da, deci este zeul înțelepciunii. Aceasta este plața Garuda. Garuda fiind această pasăre, fiind un vultur. Sună un pic ciudat modul în care am spus-o. În această piață au loc și spectacole tribale, tip balineze. Am impresia că o să-l văd ceva mai târziu, dar ăsta este locul unde trebuie să ajungeți. Câteva detalii despre plața Garuda și, de fapt, despre această statuie care este simbolul independenței și libertății. Ce drept și americanii au ca stemă prin multe steaguri vulturul, drept simbol al libertății. Cam astea sunt și împrejurimile de pe lângă acest parc, foarte multe stânci. Mi se pare interesant natura de pe lângă, spectacolul reliefului. Iar acum sunt și mai aproape de statuia zeului Vishnu pe pasărea Garuda, călare pe vultur. Dacă vă uitați mai atent, zeul Vishnu chiar se uită în jos, se uită de sus la noi. Mi se pare incredibil că și pasărea are abdomen. I s-a făcut abdomenul. Cât de bine arată. Arată ca o pasăre zeiască. Nu știu cum să o zic foarte bine, dar arată ca o pasăre zeu. Spune că ar fi și niște controverse legate de această statuie, pentru că fiind atât de mare, se spunea că, domne, dezechilibrează echilibrul, cum sună asta, da. În fine, aduce dezechilibre spirituale și nu știu ce chestii legate de spiritual și religios și așa mai departe. Și anumite voci nu erau de acord cu înălțarea acestei statui, dar a fost o decizie foarte bună, pentru că aduce foarte mulți turiști. Această statuie aduce foarte mulți turiști și ați văzut și voi, o pot vedea de la hotel. Și asta e un lucru foarte interesant. Și o altă menționare aici, această statuie este mult mai înaltă decât statuia Libertății, dacă vă vine să credeți. Deci de unde sunt eu de aici, de la bază până în vârf, deci luând cu totul, este mai mare decât statuia Libertății. Statuia Libertății având undeva la 90 de metri și asta în total 121 de metri, doar statuia în sine are 75 de metri și de la bază până în vârf totul e 121 de metri. Asta așa ca un aspect tehnic. Câteva informații despre statuia din spatele meu. M-am zis ceva la început, dar nu m-am zis complet totul, pentru că după informațiile de pe panou sunt niște detalii pe care nu le observ inițial, și anume sunt așa niște aspecte de piele umană pe statuie, ceea ce dacă nu citești, nu observi neapărat, sau observi ceva, dar nu-ți dai seama exact ce e. Deci, când vă uitați mult mai atent la statuie, o să vedeți niște pigmente de-astea care cumva imită pielea, și asta este cumva să arate că
această pasăre vrea să se sacrifice pentru, da, deci această pasăre vrea să se sacrifice pentru binele uman și să ajute umanitatea și ceva de genul. Cam asta a vrut să zică artistul. Iar aici se pregătește de spectacol mai târziu. Păi am văzut pe net că, mă rog, pe YouTube, că spectacolul este pe timp de seară, dar am văzut că ar fi și din oră în oră, nu știu ce spectacol. Cred că este la amfiteatru de la începutul porții. Nu sunt foarte multe lucruri de spus despre această zonă culturală GVK, dar puteți admira natura, ceea ce fac și eu și vă arăt. E foarte interesant să vezi toate aceste roci ca un fel de tunel, ca un fel de labirint. Nu știu, în capul meu vine un fel de coridor pentru bătălie. Aici este un spectacol. Am impresia că aici au avut loc niște spectacole rock, din ce am văzut pe internet, Iron Maiden, Paramore și nu mai știu ce alte trupe de-astea foarte remarcate au concertat pe aici cu mult, mult timp în urmă. Și acum îmi dau seama că locul ăsta chiar mișto să dai un concert. În fine, 7000 de bilete, din ce am înțeles, au fost date la concertul Iron Maiden. Nu știu sigur la celelalte concerte care a fost numărul de bilete, însă vă imaginați și voi cum ar fi să dai un concert aici și să asisti la un concert, nu? Dacă vă interesează să luați și voi un buggy sau mașinuța aia mică, este 40.000 de rupii. Vedeți că este prețul afișat aici și asta este unul dintre punctele de luat această mașinuță. Și ce interesant, harta asta foarte mare. Nu sunt foarte multe chestii de văzut, dar sunt și experiențe de făcut în același timp. La începutul acestui parc, sau mă rog, la intrarea în acest parc, aveți un amfiteatru și acolo sunt spectacole și auziți-mi ceva. Deci vedeți aici amfiteatrul care este la intrarea în parc, plața Cura pe care v-am arătat-o acolo. Acolo este la statuia Vișnu și aici alte chestii. Am primit o ștampilă transparentă undeva pe aici, ci că e transparentă, că eu vreau să mă întorc. Deci fiți atenți. Fiți atenți. Eu acum am ieșit din parcul ăsta cultural și am zis că, bă, mai târziu vreau să mă întorc pentru nu știu ce dans. Și am întrebat care e faza, cum pot reintra și mi-au făcut o ștampilă aici pe braț, dar nu se vede. Și a zis că e o ștampilă transparentă. Bă, așa ceva n-am mai văzut. Ștampilă transparentă. Până la spectacolul de mai târziu de diseară, o să vă prezint acum un alt spectacol care are loc la amfiteatru. Se pare că toată lumea a primit instrumentul ăsta și o să cântăm cu toți la unison.
Trebuie să mă concentrez, frate. Ca lumea rău. Sper să înregistreze camera asta. Schimba omul degetele foarte des, nebunie aici. Thank you very much. Thank you. Nebunie, nebunie ce a fost aici. N-ai știu cum să filmez, dar sper că ați văzut ceva și ați înțeles. Da. Eu acum sunt la restaurantul Gendela, care arată foarte, foarte mișto. Uitați-vă și voi, cam asta este intrarea. O să vă arăt intrarea și imediat, dar vreau să vă arăt unde este hotelul meu și să fiu sincer, pe cât de mult aș vrea să văd unde este hotelul meu de aici, de la restaurant, până nu-mi dau seama unde este hotelul. Adică, printre toți copacii ăștia, mă uit înainte, mă uit în față. Deci eu mă uit în față și nu-mi dau seama unde este hotelul. Pentru cine este interesat, aceasta este intrarea de la Gendela restaurant. Foarte frumos, nu? Te așteaptă două zeițe la intrare, iar mai departe, în față, este intrarea la GVK Cultural Park. Fiu sincer, biletul meu nu a funcționat acum la intrare, dar am intrat pentru a doua oară. În fine, puteam să-i arăt pe braț că m-a ștampilat, dar a pus acolo nu știu ce tichet și am intrat. Așa un pic pe un relativ neve. Să vedem unde trebuie să mă așez, că n-am idee. Dewi Kadru dan Dewi Winata yang tengah bertarung menebak warna ekor kuda. Stop!
Chișinău. Tipăr oarna kita. Hoi lah ibu, aku akan melaksanakan tugas ibu saat ini juga. Segera! Setelah mendapatkan tugas dari ibunya, naga tak sangka pun menyelinap mencari keberadaan dari Kuta Onche tugasmu memberikan tata merta kepadamu, tetapi dengan satu syarat, bersediakah kau menjadi tunggangan mengantarkanku di saat aku mendarat, yaitu Dewi Winata.
Păi și asta a fost show-ul, foarte impresionant, mi-a plăcut maxim, dar o chestie la care am fost extraordinar de surprins și am apreciat foarte mult, bă, o chestie de care sunt foarte surprins și m-am mirat cât de mult pot să ducă acele vocalize, să le zic ha-ha-hu-ha-hu-ha-hu-ha-pața-pața-pața, mă rog, ce ziceau ei acolo. Era foarte interesant că au dus-o foarte, foarte mult timp și e de apreciat să cânti atât de mult și neîntrerupt, ca și când ai cânta într-o horă 30 de minute, cam așa și, în fine, n-au cântat 30 de minute acolo, au cântat cam 20 de minute, destul de mult și continuă așa, toate vocalizele alea pe care le făceau ei acolo cu ha, cu ho, cea-cea-cea-cea-cea-cea-cea-cea, da, a fost foarte interesant. Acest show în Garuda are loc mereu la ora 6, după cum vedeți, este seară, da, deci întotdeauna la apus de soare, acolo avem statuia lui Garuda, Vishnu Garuda. După terminarea acestui spectacol nu prea mai am multe chestii de văzut aici, doar admir cum este pe timp de noapte. Da, se vede și pe timp de noapte destul de frumos. Tot mai bine este ziua, zic eu, dar oricum merită să stai până la ora 6 și să stai pentru spectacolul ăsta cu siguranță. Hai că voi închide acest video apoteotic. În spatele meu este zeul Vishnu, voi încheia aici. Ați văzut și voi spectacolul, foarte frumos, mi-a plăcut și mie. Până data viitoare, eu v-am salutat. Pa!